Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Technic Tools. Eu sunt David și astăzi facem un clip din spatele casei. Vreau să vă arăt o suflantă super tare de la Dewalt din gama FlexVolt. Înainte să începem, dacă vreți să aflați mai multe informații despre această suflantă, găsiți un link în descrierea clipului către magazinul online construcțiimag.ro, unde puteți afla mai multe informații despre această suflantă. Suflanta este de obicei unealtă mai rar întâlnită, se întâlnește de cele mai multe ori în construcții, dar bineînțeles și în grădinării, cel puțin acest model. Este un model de la Dewalt din gama FlexVolt ce funcționează cu acumulatorii de 54V din gama FlexVolt. Suflanta vine în set cu un acumulator de 54V cu 9A și cu o stație de încărcare rapidă și în rest așa cum este ea. Modelul este DCMBA572. În interior are o elice tip avion, cum ați mai văzut pe la avioanele de transport, cu foarte multe spițe care suflă vântul, aerul, de fapt, cu o putere de 200 de km pe oră. Este destul de puternică, se poate utiliza și cu această tijă, dar bineînțeles și fără ea, pentru că tija transparentă ajunge până undeva aici și dacă o folosiți scurt la suflat scule sau la suflat praful din anumite locuri, se poate folosi și așa fără prelungire. Asta, prelungirea se scoate destul de greu afară, se introduce ușor, dar se scoate greu. Trebuie apăsat aici cu o șurubelniță și ceva când vrem să o eliberăm. Eu o las așa pentru că o folosesc destul de des, este o unealtă foarte bună pe lângă casă. Poți să cureți aleile cu ea, poți să dai frunzele toamna, acum vara nu sunt frunze, dar vara, după cum vedeți, chiar aici în spatele meu, cosesc în spatele casei și pe beton, pe trotuarul ăsta din spatele casei, am foarte multă iarbă. Iau suflanta, în 5 minute am curățat casa de jur împrejur, acumulatorul încărcat la maxim, îți ajunge să sufli cu el undeva la 25-30 de minute. Motor brushless, după cum scrie pe ea, cântărește cu tot cu acumulatorul undeva la 4 kg. Nu este nici grea, nici ușoară. Are și un potențiometru aici, adică putem să-i dăm drumul și să o setăm la o anumită putere. Nu trebuie să meargă la puterea maximă tot timpul. Și atât a fost tot. Dau o tură de jur împrejurul casei și am terminat. Sunt scările curate, eventual dacă rămâne ceva mizerie pe ele, le dau și un jet și am terminat treaba. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, un share și bineînțeles să vă abonați la acest canal. Și nu uitați că în descrierea clipului o să găsiți un link către Construcții Mag, unde puteți afla mai multe informații despre această suflantă de la Dewalt. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!